Uniți de același gând, așa au ajuns să stea la aceeași masă reprezentanții tuturor partidelor politice din județul vecin, dar și primarii municipiilor Deva și Hunedoara. Întâlnirea dintre politicieni a fost organizată cu scopul modificării proiectului de construire a autostrăzii A1. De ce? Pentru că municipiile Deva și Hunedoara nu au ieșire la autostradă. Că nu vom reuși să amendăm masterplanul în momentul prezenței sale în Parlamentul României, până în anul 2030 nicio astfel de modificare nu va putea fi făcută cu fonduri europene sau cu fonduri de la bugetul central al României. În prezent, Deva are ieșire spre autostradă pe podul de la Șoimuș, pod al cărui sistem de siguranță nu este tocmai bun pentru mașinile de mare tonaj, în timp ce locuitorii municipiului Hunedoara sunt nevoiți să vină până la Deva sau la Simeria pentru a intra pe autostradă. Din acest motiv, edilii celor două localități consideră necesară urgentarea realizării acestui important proiect. Da, așteptările sunt foarte mari, atât din partea cetățenilor, cât mai ales din partea agenților economici. Am avut mai multe discuții cu cel mai mare angajator din Hunedoara, Lisa Draxelmeier, care își pune mari speranțe în toată autostrada Hunedoara până la ieșirea din țară. Cred că această inițiativă este una foarte bună. Indiferent că este un proiect pe fonduri europene, este un proiect important și un proiect mare, se poate modifica pentru că la presiunea unui ONG s-a modificat și s-au făcut pasarele pentru uși. Ei, dacă s-au făcut pasarele pentru uși, credeți-mă că se pot face pasarele și un pod și pentru 150.000 de locuitori ai municipiului Deva și a Hunedoarei. Fiind puși pentru prima oară la aceeași masă, politicienii din județ susțin modificarea acestui proiect și cer crearea unui nod de autostradă la Sântuhalm, zona ce ar putea deservi în mod egal cele două municipii. Am vrea răspunsuri din partea Ministerului Transporturilor, nu dacă dorește sau nu dorește să facă, ci o analiză cost-beneficiu, pentru că noi considerăm că e necesară și o descărcare în zona Sântuhan. Rămâne de văzut dacă amendamentul ce urmează a fi depus în Parlament va fi luat în calcul și dacă municipiile Hunedoara și Deva vor avea în final ieșire la autostradă.